Vedeți. Da, am uș. Așteptăm ora nouă? Poate mai sunt colegi întârzi și nu zic că n-am vrut să-i ascult. Să n-am vrut să-i... Așa, ora nouă. Începem? Începem? Ok. Bună ziua, stimați reprezentanții presiei. Mă bucur că sunteți aici, pentru că astăzi, așa cum am anunțat ieri, vrem să facem o prezentare, o scurtă prezentare a subiectului cu care venim pentru discuții publice. Un proiect care a fost elaborat de revizuire a metodologiei de repartizare a căldurii în blocuri. Și am vrut să fac o mică prezentare a subiectului, să explic raționamentul, să explic care sunt lucrurile care s-au schimbat majoritatea și respectiv să anunțăm că declanșăm procedura de consultări publice. De ce țin să vorbesc despre acest subiect? Este pentru că, pe de o parte, a fost un subiect care a trezit multe întrebări și multe petiții. Noi am avut foarte multe adresări din partea cetățenilor să modificăm această metodologie și, doi, a fost și o promisiune din partea mea, chiar înainte de, practic imediat după ce am intrat în funcție, a fost unul din subiecte pe care l-am sesizat, inclusiv din mass media, inclusiv din spațiul public, spațiul informațional, că este un subiect care trezește interes sporit. Și atunci am făcut promisiunea că noi vom readuce acest subiect pe masa de lucru și vom revizui această metodologie. Deci, noi ne-am onorat, spunem așa, promisiunile, am elaborat un nou proiect și astăzi vreau în două cuvinte să prezint la ce se referă această nouă metodologie, sau mai bine zis, care sunt modificările. În primul rând, înainte de a vorbi despre propriu zis metodologie, vreau să menționez care sunt principalele raționamente și de ce este nevoie de o asemenea metodologie și spornesc în general de la raționamentul de ce este nevoie de sistemele centralizate și care este pentru ce, de fapt, să încearcă și nu doar în Republica Moldova, a face parte și din politica europeană în politicile europene energetice, cogenerarea, deci generarea concomitentă a energiei electrice și termice, este un subiect important, este un subiect care este tratat chiar și într-o directivă separată și asta este pentru că atunci când vorbim de cogenerare, cogenerarea este practic cel mai eficient mod de a utiliza o resursă fosilă. Deci, noi în Republica Moldova nu avem gaz propriu, practic toate resursele le importăm, nici păcuri nu avem. De asta este extrem de important ca resursele pe care le utilizăm să fie utilizate maxim rațional. Și în acest sens, cogenerarea, producerea concomitentă a energiei termice și electrice permite o reducere a costurilor medii, totale, pe energie electrică și pe energie termică. Dacă nu ar fi existat sistemele centralizate, noi ar trebui astăzi, dacă, spre exemplu, nu există sistemele centralizate, noi astăzi ar trebui să găsim alte soluții. Asta poate fi pe energie electrică, asta poate fi pe gaze, de alimentare cu căldură a tuturor gospodăriilor casnice din orașele, din gospodăriile care sunt racordate la sistemul SACET. Deci SACET e sistemul de alimentare centralizat cu energie termică. Și, la fel, ar trebui să avem grijă de unde luăm energie electrică. Pentru că altă sursă de generare a energiei electrice, deocamdată, deci până la moment, în afară de regenerabile, noi nu avem.
saceturile reprezentând circa, practic, aproape toată energia pe care o producem pe malul drept. Asta sunt, spunem, datele de introducere. Acum, cum a evoluat acest subiect? În general, problema a apărut cu deconectările de la sacet. Și de ce este important să menținem în orașele în care există sacet, în care există sistem centralizat, de ce este important să menținem consumatorii acolo? Pentru că, dacă vorbim foarte simplu, cu cât mai mulți consumatori se debranșează, cu atât mai mari sunt costurile energiei termice pentru cei care rămân. Și debranșarea la tot mai mulți consumatori creează un val. Raționamentul sau matematica e foarte simplă. Pierderile de căldură în țevi, ele nu depind de câți consumatori consum. Deci, de cât sunt la capătul țevii la consum. Indiferent de ce consum este la capătul țevii, pierderile în țeavă sunt practic identice. Și atunci, cu aceleași pierderi, dacă ai consum mai mare, ponderea pierderilor în consum scade, respectiv scade tariful. La fel se întâmplă cu costurile capitale de întreținere acestei infrastructuri. Cu cât mai mult energie termică se livrează util consumatorilor, cu atât tariful scade. Asta a fost raționamentul, de ce inclusiv clădirile publice, și aici guvernul la fel guvernul, autoritățile publice, autoritățile locale, instituțiile publice au dat un, spunem așa, un exemplu, pentru că s-au reconectat practic toate la sacet, inclusiv pentru a crește volumul energiei termice utilizate sau livrate util și a scade presiunea pe tarif. Atunci când consumatorii au început să debranșeze în anii 90, raționamentul a fost, principalul raționament a fost, să numim așa, calitatea proastă a serviciului de încălzire. Apă caldă, menajeră, practic, deci trebuia să aștepți mult timp prin punctul termic central, până trece apa, până se încălzește țava. Deci, prin contorul de apă caldă trebuia să curgă litri, mii de litri, poate uneori tone, de apă până ea într-adevăr devenea caldă și foarte multă lume s-a debranșat de la serviciul de apă caldă mai întâi și ulterior de la sistemul de alimentare cu căldură, pentru că inclusiv în blocuri, dacă țineți minte, au fost schimbate în foarte multe blocuri, s-a intervenit în sistemul de distribuție a căldurii în cadrul blocului. Adică cineva și-a extins sistemul de încălzire la balcon, cineva s-a debranșat. Cineva și-a adăugat secții la calorifere. Asta a dus la distorsionarea repartizării energiei termice în bloc și noi am ajuns în situația în care în unele apartamente este prea cald, deci s-au instalat calorifere în plus și el trebuia să deschidă fereastra, că altfel nu putea regla nivelul de confort termic în casă. Pe de o parte, dar la ceilalți consumatori care erau mai departe pe aceeași coloană, rămânea prea puțină energie și era frig. Și atunci lumea a început să debranșeze. Acest proces a căpătat așa un fel de element de avalanșă, în special la Bălți. La Bălți s-au debranșat circa 30% din suprafața totală a apartamentelor. Deci asta este foarte mult, pentru că, repet, presiunea pe tarif a rămas pe toți cei care au rămas. Dacă nu greșesc, 2011 a fost luată o decizie la nivel de guvern că pentru a introduce, spunem, pentru ca raționamentul fiind că cei care s-au debranșat de la sistemul centralizat și au instalat sisteme de încălzire autonome, oricum trebuie să participe la compensarea costurilor de energie pentru încălzirea locurilor de uz cu comun, să ne spunem așa. Deci sunt etajele tehnice sus, sunt etajele sau subsolurile, sunt locurile de uz comun. Și atunci s-a făcut nu s-a făcut o metodologie, dar s-a făcut un procent mediu care a fost impus la toată lumea. Deci 10% din cei ce venea la bloc trebuia să fie repartizat inclusiv consumatorilor care nu erau racordați la sistemul centralizat. În
2021, dacă nu greșesc, sau 2022, Curtea Constituțională, 2022. 2022, Curtea Constituțională a declarat această prevedere neconstituțională și a statuat că nu este corect să fie stabilit un procent echivalent pentru toată lumea și că trebuie să existe un raționament și o metodologie și o, da, o metodă de repartizare mai echitabilă, mai corectă, mai exactă a acestor cheltuieli în fiecare bloc. Atunci, bun, sezonul de încălzire se începea în octombrie. Țineți minte că în octombrie la noi am avut în 2022 și ulterior un val de criză. Deci s-a făcut acea metodologie, s-a lucrat împreună cu Universitatea Tehnică, s-a făcut o metodologie, s-a pus în aplicare și în rezultat noi am văzut că a trezit foarte, foarte, foarte multe, spunem, critici, întrebări. De asta și am venit acum să revedem metodologia. Acum vreau să menționez un moment important și care noi l-am corectat cu metodologia nouă. Toată lumea primește facturile de la furnizorii de căldură. Și de asta consideră că această repartizare o fac doar furnizorii de căldură. La modul real, la acest proces trebuie să participe activ gestionarii fondurilor locative. Deci formula introdusă în metodologie presupune niște parametri, inclusiv parametri a clădirii. Cum e clădirea asta, ce se întâmplă la etajul tehnic, care e suprafața sau etajului sau subsolului, se încălzesc sau nu se încălzesc locurile de us comun. Deci toți acești parametri cel mai bine îi cunoaște și cel mai bine îi stăpânește anume gestionarul fondului locativ. Atunci când gestionarul fondului locativ nu dă această informație sau nu este implicat și nu participă în procesul de, spunem, livrarea informației pentru calculul repartizării, operatorul de rețea o repartizează după planurile pe care le are el, după proiectele, spunem, uneori sunt proiecte, ceea ce povesteau inclusiv atunci când veneau petiționarii, că la noi deja în bloc s-a reconstruit, dar ei spun că la dânsii, conform proiectelor pe care iau la dispoziție din anii 70 sau 80 când a fost construit casa, scrie așa și ei repartizează după proiectele pe care le au ei, în loc să repartizeze cum e de fapt pe teren. Deci, în acest sens, ceea ce am făcut, și asta este probabil că una din modificările esențiale, noi am introdus o posibilitate ca în blocurile, ca gestionarul fondului locativ să nu aplice, să facă de fapt o derogare de la formulă. Noi am dat o formulă, noi am dat o metodă de repartizare a căldurii în bloc, după parametri, acolo s-au mai făcut modificări la anumite elemente de calcul, dar noi am dat o posibilitate ca gestionarul fondului locativ pe intern cu locuitorii blocului să decide orice altă metodă cum consideră ei că e corect de repartizat căldura între apartamente. Pentru că aici vreau să subliniez, până la urmă această metodologie este despre repartizarea unui volum măsurat cu contor la bloc, care e pentru întreg blocul, între cei care sunt în bloc. Deci este ca și cum ar fi un joc cu sumă nulă. Deci asta nu înseamnă că dacă cineva a primit o factură mai mare decât el consideră că e justificată, asta înseamnă că undeva în același bloc, deci banii ăștia nu sunt plusul întreprinderii, banii ăștia nu sunt profitul suplimentar al întreprinderii. Asta înseamnă că altcineva în bloc a plătit mai puțin. Respectiv, noi considerăm că e judicios și e justificat ca aceste repartizări în cadrul blocului să scoată în evidență un rol mai activ a gestionarilor fondului locativ. Și atunci ei au posibilitatea să facă această repartizare, nu neapărat după formulele și după metodologia care am aprobat-o noi, dar în modul în care ei în cadrul blocului se înțeleg. Dacă în cadrul blocului se înțeleg, nu știu, că repartizare pe metru pătrat, pe nu știu cum, e treaba lor. Noi nu intervenim. Dacă ei nu se pot înțelege, atunci trebuie să aplice o formulă și o metodologie de care ne
da, pe care noi o aprobăm. În rest, principalele, spunem, modificări vizează niște cazuri particulare. Am făcut niște ajustări ca să includem, să poate fi inclus în calcule, de pildă, mansardele, care se referă mai mult la Chișinău, dar oricum, s-au ajustat formulele pentru etajul inferior și superior, pentru primul etaj și ultimul etaj, în special în lipsa subsolului și lipsa etajului tehnic. Da, deci s-a asigurat de ce am făcut, vom solicita prin hotărâri de guvern ca operatorii de energie electrică, energie termică și gaze să facă schimb de date cu privire la consumul de energie la un loc de consum. Pentru că noi am văzut cazuri în care în unele apartamente, într-adevăr, da, nu s-a consumat gaz, dar a fost consum de energie electrică care e justificat pentru a menține, deci îi spun că îi se încălzesc cu energie electrică și de asta mențin temperatura în casă, respectiv ei nu trebuie să plătească o pondere mai mare din energia termică care vine total la bloc. Dar astea s-au făcut mici ajustări, nuanțări la această metodologie, principala, fundamental fiind faptul că gestionarul fondului locativ are posibilitate să facă o derogare și să agreieze în cadrul blocului repartizarea așa cum consideră ei de cuvință. Acestea fiind spuse, este important să menționez că la moment lucru, deci asta nu este finalul drumului. Noi am elaborat un nou proiect. Noi știm că proiectul precedent a trezit multe întrebări și petiții. Noi invităm toți doritorii. Deci au fost grupuri, ne-au scris și petiții colective semnate de, dacă nu greșesc, sute de oameni, nu știu dacă mii au ajuns, prin care s-au adresat că vor să modifice metodologia. Deci toată lumea este așteptată să vină cu contribuții pe acest document. Nu va fi o consultare publică formală, va fi o consultare publică pro bono, vom face exact cum am făcut cu legea regenerabilor, dacă trebuie facem 4 iterații de ședințe publice și discuții, 5, cât o să trebuiască. Important este ca această metodologie să fie aprobată, trecută de ședință de guvern și deci pus în aplicare până la 1 octombrie, de dorit până la 1 octombrie, ca să deja fie aplicabilă pentru următorul sezon de încălzire. Avem timp, deci mai sunt 3 luni practic în față, eu cred că avem suficient timp pentru a face un proces de consultare calitativ și invit toată lumea, noi vom lucra și în iulie și în august și vom avea aceste ședințe, respectiv invit toată lumea să participe, să fie activ și activ nu doar prin a, spunem, își exprima nemulțumirea, dar cel mai important să-și formulez propuneri, deci ce exact consideră ei că trebuie modificat și cum exact ar fi trebuit mai bine și mai rațional să fac calcule. Dar, dacă sincer, după ce am dat anexa asta care permite repartizarea după o metodă agreată în cadrul gestionarului fondului locativ, noi ne așteptăm ca o bună parte sau cea mai mare parte din controverse să fie eliminată, pentru că, până la urmă, e un agrement între locuitorii blocului și noi, întrânsul, nu intervenim. Dacă ei se pot înțelege între ei, nu avem de ce noi să le impunem o altă metodă de repartizare. Cam asta au fost, spunem, principalele întrebări pe subiect. Acum aștept întrebări de la voi. Am înțeles. Deci, eu am înțeles că declarația mea de ieri a trezit multe, spunem așa, interpretări și principală, deci haideți așa, să vă spun ce este corect și ce este fals. Corect este că eu am spus despre faptul că introducerea TVA are anumite avantaje. Și dacă vreți, acum vă le explic foarte simplu și de ce consider că ar fi necesar
o asemenea decizie. Dar nu există la moment procesele decizionale, că a fost scris că noi, într-un fel, deja luăm decizia, că s-a decis, sau procesele decizionale au o anumită logică. Deci asemenea decizii nu se iau la discuțiile de la o conferință. Asemenea decizii sunt proiect de modificare a legii, asta e intervenție pe codul fiscal, adică nu există un proces la moment, deci nu încercăm acum, nu există asta pe agenda de lucru. Deci noi nu modificăm acum TVA-ul pentru energie termică, pentru gaze naturale, energie electrică. Dacă vreți în două cuvinte să vă explic care este raționamentul pentru o asemenea eventuală eliminare, pentru că în realitate asta este o subvenție fiscală. Ce înseamnă subvenție fiscală? Asta înseamnă că statul permite consumatorilor să nu plătească o anumit cuantum de taxă, care este standard pentru toate produsele, din careva motive. Deci asta este o subvenție fiscală. Toți cei care astăzi consumă energie electrică, plătesc facturile la energie electrică, majoritatea din ei nici nu cunosc că de fapt beneficiază de o scutire fiscală, de fapt beneficiază de o subvenție fiscală. La fel și consumatorii de gaze. Deci 8% este taxa TVA-ul la gaze, aplicat la gaze, față de 20% care este rata standard. La fel, nu cunoaște lumea, majoritatea oamenilor nu cunosc că de fapt beneficiază, acum beneficiază de o subvenție fiscală. Și atunci când n-am spus de o taxare suplimentară. În Uniunea Europeană se taxează suplimentar consumul de energie fosilă. Deci acolo se introduc pe lângă TVA alte taxe suplimentare pentru energia fosilă și asta este raționamentul, asta este motivul de ce la ei eficiența energetică este mult mai bună decât la noi. Pentru că, în două cuvinte, care sunt avantajele? Avantajele sunt. În primul rând, este un avantaj, dacă doriți, social sau de echitate. Pentru că atunci când menții aceste subvenții fiscale, principalul beneficiar de subvenții fiscale nu este consumatorul sărac. Pentru că, de obicei, consumatorul sărac are un consum mic. Deci consumul mic, mediu de energie electrică la țară, la noi în jur de 70-75 de kWh. Asta cam echivalează de vreo 3 ori să te duci la saună electrică. Cine are acasă saună electrică, dacă îți duci acolo de vreo 2-3 ori, în principiu, o consum lunar a gospodăriei casnice în spațiu rural îl consum. Deci, care este, de ce vorbesc de acest lucru? Deci menținerea subvenției fiscale, de fapt, avantajează, o bună parte, avantajează consumatorii înstăriți, consumatorii care își pot permite un consum. În cazul meu, spre exemplu, eu nu mă consider foarte înstărit, trăiesc la un apartament destul de, așa, 70 de metri pătrați, dar factura mea la, sau introducerea TVA-ului la factura mea de energie electrică ar însemna suplimentar vreo 60-70 de lei pentru mine. Pentru gospodăria casnică a mea, pentru familia mea, 60-70 de lei nu este o povară inimaginabilă, o povară atât de grea care noi nu ne-o putem permite. Deci, mă rog, n-ați transfer în cafea și în bere, așa? Echivalent. Respectiv, pentru gospodăriile casnice care și-o pot permite, asta nu este o povară imposibilă. Dar banii ăștia, dacă odată fiscalizați, odată introduși în buget, pot fi utilizați inclusiv pentru a subvenționa exact cei care au nevoie. Deci, inclusiv aceleași gospodării casnice care au un grad de vulnerabilitate sporit, ar putea primi compensat întregul cuantum de TVA sau poate chiar și mai mult. Atunci când colectăm banii de la cei care au, pentru că asta e unul din rolurile de bugetul, colectăm banii de la cei care au ca să compensăm celor care nu au de unde. Și un alt element este că
Odată ce cresc costurile de energie la final, și asta este raționamentul de ce taxele astea sunt introduse inclusiv în Uniunea Europeană, crește motivația pentru investiții în eficiență energetică. Crește motivația, pentru că de fapt asta a fost contextul în care eu am menționat asta ieri la conferință. Am spus că de ce în Uniunea Europeană eficiența energetică este cu mult mai bun decât la noi? De ce ei utilizează cu mult mai puțină energie pentru a întreține un metru pătrat de spațiu? Inclusiv, pe lângă altele, inclusiv din cauza faptului că la ei energia tradițional a fost mult mai scumpă ca la noi. Și investițiile în economie, investițiile în izolarea blocurilor, etc., erau niște investiții raționale, fezabile. Nu se întâmplă investiții în eficiență energetică acolo unde energia este de 2 bani. Asta nicăieri nu se întâmplă, din simplu motiv că nu e rațional ca o gospodărie casnică, ca un consumator. De ce nu s-a investit în eficiență energetică a blocurilor locative pe timp sovietic? Ce nu știau că îi pot fi blocurile astea izolate? Nu, pur și simplu nu avea rost, nu avea sens economic. Energia când costă 2 bănuți, mai simplu plătește aici de 2 bani și lași lucrurile să meargă cum sunt. Deci, raționamentul de introducere sau eliminare, mai corect, a subvenției fiscale este un raționament de, pe de o parte, creșterea posibilității bugetului de a da compensații la cei vulnerabili, creșterea posibilității bugetului de a investi resurse în eficiență energetică și este o posibilitate de, deci crește în general nivelul mediu de motivații pentru investiții în eficiență energetică la toți consumatorii, inclusiv, apropo, la instituțiile publice, că ele tot plătesc TVA, și la gaz au de plătit TVA 8% față de 20% la sistemul, cei conectați la energie termică, la sistemul centralizat, așa. Și mai cu seamă, asta este, așa cum am spus, inclusiv un element de echitate. Pentru că să acorzi această subvenție fiscală celor care n-au nevoie, deci nu știu dacă este foarte judicios. Deci asta au fost raționamentele și ele au fost discutate în cadrul unei conferințe. Asta a fost o discuție așa, mai mult de o discuție la o conferință. Repet, nu există la ziua de astăzi o inițiativă care să vizeze retragerea acestei subvenții fiscale și dacă va fi nevoie de această, dacă această decizie va fi luată, sigur că ea va fi consultată public, într-un mod transparent, cu toată lumea. Așa că lumea s-a panicat cam de vreme, nu este o decizie în acest sens, nu există, a fost o discuție la un panel, la o conferință, dar nu este un proiect de decizie pe acest subiect. La primul, după acea decizie a Curții Constituționale, în prezent cei care sunt debranșați sau au la țeava, nu mai fi acei bani, da? Încă o dată. După decizia Curții Constituționale. Da. Nu, achită. Pur și simplu, după decizia Curții Constituționale, a fost aprobată o metodologie în regim așa de lucru urgent. A fost aprobată o metodologie în octombrie 2022, dacă nu greșesc, printr-un ordin, pentru că așa a fost mandatat Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să aprobe această metodologie printr-un ordin. Acum, ea s-a aprobat, ea a fost aplicată, anume faptul că pe parcursul iernii precedente, sezonul de încălzire precedent, ea a trezit foarte multe critici și am primit foarte multe petiții, noi am hotărât să o repunem pe masa de lucru și să o revizuim. Și de asta a fost raționamentul. Ei au plătit, doar că acolo au fost petiții că ei ar fi plătit prea mult, unii ar fi plătit prea mult, neînțelegând că, de fapt, dacă cineva din bloc, vreun apartament, plătește prea mult, asta înseamnă că altcineva, tot dintr același bloc, plătește mai puțin. Pentru că contorizarea se face oricum la bloc. În metodologia asta nouă, pe care vorbeți, cum rămâne cei care au doar țeavă?
Deci ei vor trebui să contribuie în continuare, dar așa cum am spus, noi am ajustat formulele pentru niște cazuri specifice, pentru mansarde, primul etaj, ultimul etaj, am mai făcut niște modificări așa de, la parametrii formulii, dar cel mai important în toată istoria asta, am spus că dacă e în cadrul blocului, să înțeleg că ăștia în general nu plătesc, poate să înțeleg. Dacă ei se înțeleg în cadrul blocului că îi plătesc toți 10%, că îi plătesc toți 15%, că 1%, îi vizează. Deci cel mai important este că este o decizie a gestionarului fondului locativ, a locuitorilor într-un final de bloc, pentru că asta este vizează, de fapt, repartizarea energiei care a ajuns la bloc. Este contor care a ajuns la bloc. Dacă vouă nu vă place cum să repartizează această căldură după formulă, înțelegeți-vă altfel cum să le repartizați. Repartizați-o cum doriți. Dacă nu se vor înțelege, va trebui să aplice o metodă și metoda alternativă este formula. Spuneți-ne, dumneavoastră considerați că sunt premise pentru a ieftini energie electrică? Deja, din cât înțeleg eu, a fost transmisă o solicitare în acest sens. Nu știu dacă Andreu a publicat-o, eu cel puțin am fost informat că da, a fost transmisă o solicitare în sensul reducerii prețurilor reglementate la energie electrică de către Premier Energy, dar mai departe este lucrul Agenției Naționale de Reglementare Energetică și vă rog să urmărim cu atenție care va fi decizia lor. Nu, astea nu sunt idei neapărat legate. Adică noi fondul de eficiență energetică oricum vrem să-l creăm, indiferent că o să fie subvențiile fiscale menținute sau o retrasă. Altceva e că dacă ar fi eliminată subvenția fiscală, atunci ai putea pune mai mulți bani între acest fond de eficiență energetică pentru inclusiv a da subvenții la gospodăriile casnice ca să investească în eficiență energetică. Adică asta este logica. Și în foarte multe țări, apropo, și la noi, deci schema de obligații financiare în domeniul eficienței energetice, exact asta vizează. Introducerea unei componente în preț pentru, nu-i taxă, dar logica e aceeași. Deci introducerea unei componente în preț care să fie colectată pentru a intra în fondul de eficiență energetică și banii ăștia, principalul scop din care banii ăștia vor fi utilizați, asta să dea subvenții, noi vrem să lansăm fondul rezidențial de eficiență energetică, despre care am tot vorbit, și ca să lansezi fondul ăsta, trebuie să ai, spui acolo niște resurse. Desigur că dacă am eliminat subvenția fiscală, ar fi mai multe resurse disponibile pentru a contribui la acest fond. Pentru anul acesta, energetic, sau nu i-ar putea lua și altă destinație? Nu, fondul de vulnerabilitate este administrat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Eu acum nu stăpânesc cifrele și nu pot să vă spun câți bani au rămas în fondul de vulnerabilitate. Este la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ceea ce noi, asupra la ce lucrăm noi, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este ca o parte din resursele din Fondul de Vulnerabilitate Energetică să fie redistribuite inclusiv pentru programe de eficiență energetică. Pentru că o parte din problema vulnerabilității energetice, o parte din problema de ce unele gospodării casnice au dificultăți să facă față facturilor, nu este pentru că prețurile sunt înalte, dar inclusiv este pentru că este vorba de un consum exagerat pe care ei nu și-l pot reduce pentru că al reduce ei ai nevoie de investiții. Și atunci, inclusiv lucrăm cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale ca pentru acele gospodării care au anumit grad de vulnerabilitate, cred că înalt, să poată fi din acest fond acordate subvenții pentru eficiență energetică suplimentar
la acest fond de eficiență energetică pe care noi îl vom lansa pentru toată lumea. Pentru anume a ajuta acei vulnerabili și mai mult ca ei să facă aceste investiții. Nu, proiectul, haideți așa, din punct de vedere practic, primele contoare vor fi instalate anul ăsta. Deci până la sfârșitul anului, din cât înțeleg eu, proiectul își propune să instaleze deja 35.000 de contoare inteligente în țară. Deci asta e circa 3% din toți consumatorii de energie electrică. Asta e foarte semnificativ dacă vorbim de un proiect pilot. Deci un proiect pilot de obicei se face mult mai mic, dar e una să instalezi contoarele și altceva să aplici diferite scheme tarifare, diferite tarife diferențiate, zi, noapte, oră, etc., etc. Și aici trebuie să lucrăm cu ANRE pentru a găsi acea soluție juridică, pentru că ei la moment stabilesc toate tarifele uniform în baza metodologiei. Și atunci trebuie să încercăm acum să găsim soluția, cum noi să, pentru acești consumatori, să stabilim niște derogări și niște posibilități de tarife diferențiate, inclusiv pentru a vedea cum să schimbă în acest caz comportamentul consumatorului. Că asta e raționamentul. Deci pentru ce noi asta facem? Pentru ca, pe de o parte, consumatorul să aibă posibilitate să-și gestioneze mai bine consumul, să aibă motivația să consume atunci când energie în rețea, deci când energia este ieftină și este exces de energie în rețea, dar atunci când energia este scumpă și este deficit, sau este energie, da, energia este scumpă pentru că este puțină, să-și reducă consumul. Deci asta este raționamentul introducerii acestor contoare inteligente. De asta și vă spun că contoarele vor fi instalate până la sfârșitul anului, dar cu Andrei lucrăm pentru aplicarea unui, spunem, mod de tarificare diferit, cred că tot cu începere de la anul viitor. Sper să reușim. Dar aceste contoare vor fi instalate din contul statului? Nu, aceste contoare vor fi instalate din contul unui proiect pe care îl primim suport internațional cu titlul de grant, deci prin intermediul PNUD. Haideți să vedem. Deci după ce încheie proiectul pilot, asta este raționamentul, de ce se face acest proiect pilot, să vedem cum vor fi, care vor fi efectele asupra consumatorilor, care vor fi efectele asupra rețelei, asupra sistemului, care vor fi efectele pentru inclusiv costurile implementării, deci unor proiecte așa de anvergură de instalarea contoarelor inteligente. Și după asta se va lua decizia cum mergem mai departe. Extindem proiectul ăsta, atragem granturi sau includem în programele investiționale ale operatorilor. Deci după asta se va lua decizia. Acum este vorba de un proiect pilot care, exact asta ne dorim, să vedem cum va afecta, cum se va schimba comportamentul și care vor fi efectele asupra consumatorilor și rețelei. Dacă asta e tot, vă mulțumesc frumos pentru atenție și vă urez o zi productivă. Mersi!